Почувшись реки на цвете, Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос анест! Адвората! Ортодокс, патю легатуры к локоле свинте, морменту домнului, локол, где авут лок анвиере. Лумина Сфинта есть импортита, ажунджем тоати церли в ортодоксе, ан тоати локалитетс, лишь бисеричили в ортодоксе. Дечея, я не унеште, toții la această mare sărbătoare a Învierii. Este o bucurie pentru noi. În același timp, trebuie să înțelegem că luând Lumina Sfântă, focul Haric, doar noi începem să sărbătorim sărbătoarea Învierii. După aceea trebuie să mergem în biserici, la Sfintele Slujbe, să participăm ca sărbătorirea să fie de plină și bucuria să fie de plină. Hristos înviat! Братья, стимати паринте Вячеслав, стимац превод паринц, парохия бисериш орден район Отбасарь, стимац примарь, домле примара комуний Кошинца, стимац колеж, драчий Мариаш, есть и к одеврату букурии енорма пенту фекаре дентре ной, а чей крешти ортодокш, fiindcă astăzi s-a întâmplat cea mai mare minune. S-a aprins focul Haric la Ierusalim, la mormântul Domnului și sigur că vreau din suflet să mulțumesc preoților pentru prezență, colegilor dumneavoastră, tuturor pentru prezență la această manifestație de deja devenită tradiție când focul este adus de Mitropolitul Moldovei și a Chișinăului Vladimir la Chișinău și preoții noștri împreună cu colegii din cadrul inspectoratului, împreună cu preoții aduc focul aici la Consiliul Raional Tupăsari pentru a fi transmis mai departe colegilor noștri, pentru a fi transmis mai departe în fiecare localitate, în fiecare gospodărie, în fiecare instituție, în fiecare casă a oamenilor din raionul nostru. Aceste tradiții frumoase, sigur că este necesar să fie păstrate. Este absolut necesar să transmitem această bunătate. Fiindcă învierea Domnului, sigur că este o posibilitate pentru noi să ne cerem iertare unul de la altul. Să ne aducem aminte că suntem obligați să promovăm binele, să facem lucruri frumoase. Să îmbunătățim această lume care altădată este dură, care altădată este grea și este poate altădată prea nepăsătoare unul față de altul. Spunând acest lucru, vreau să îndemn și vreau să doresc tuturor dumneavoastră, stimați preoți, să aveți sănătate, să aveți bucurie alături de enoriaș, noi să avem bucurie de slujbele dumneavoastră, de faptele dumneavoastră frumoase și dumneavoastră să vă bucurați de noi, de noi păcătoșii care altădată poate mai greșim, poate altădată mai rar venim la biserică, dar este absolut important să fie păstrată această unitate a noastră. Unitate pentru a face lucruri bune. Pentru a promova frumosul. Cultul religios creștin-ortodox are câteva minuni extraordinare care cu adevărat trebuie să fie păstrate, promovate și transmise copiilor noștri. Dacă nu vom fi noi, atunci cine? Eu sper foarte mult că și anul viitor, acest an, începând cu ziua de astăzi,
și slujba care va urma în fiecare din bisericile noastre. Și activitățile după slujbă, acea sfințire a păștii, a ouălor, la general acest cult de întâlnire cu rudele, cu părinții, cu neamurile, cu copiii, cu bunii noștri, să fie păstrat de fiecare dintre noi. Eu am îndemnat ca astăzi să fie prezenți la această măsură și conducerea localităților noastre și funcționarii din cadrul Consiliului Raional de Băsari. Am îndemnat, am făcut tot posibilul să informăm populația despre activitățile respective, nu pentru mine, nu pentru preoți, pentru fiecare dintre noi, pentru a dăinui în veșnicie. Fie ca această sărbătoare să fie cu adevărat plăcută, cu multe lucruri frumoase, cu multe bucurii pentru fiecare dintre noi. Vă îndemn, stimați colegi, dragi enoriași, sigur că să fim alături de preoți la această slujbă și nu doar la această slujbă foarte importantă. Să fim mereu alături de biserică, fiindcă biserica nu învață lucruri rele. Biserica ne arată posibilitatea și ne dă posibilitatea noi înșiși să facem lucrurile frumoase. Să ne ajutăm unul pe altul. Cu Doamne ajute pentru noi toți, vă rugăm de ne iertați păcatele noastre, stimați preoți, și sigur că încă o dată vreau să vă doresc dumneavoastră tuturor sănătate. Să fiți cu adevărat prieteni ai noștri, prieteni a fiecărui cetățean, iar noi, stimați colegi, trebuie să respectăm tradițiile, trebuie să respectăm preoții, trebuie să respectăm biserica noastră creștin-ortodoxă și pur și simplu trebuie să fim mai buni unul cu altul. Hristos a înviat! Hristos voscres! Într-un ceas bun! Vă mulțumim frumos! Hristos a înviat tuturor! Domnule președinte, stimați preoți, dragi prieteni, este într-adevăr o sărbătoare astăzi deosebită pentru noi toți, pentru creștini, și vreau în acest sens să aduc sincere mulțumiri din numele tuturor primarilor prezenți, autorităților publice locale și consătenilor pentru acest obicei care dumneavoastră, domnule președinte, an de an îl continuați pentru noi toți. Așa cum în fiecare capitală a lumii ajunge focul haric și la noi, în capitala Raionul de Băsari, la Coșnița, la fel ajunge focul haric datorită dumneavoastră și de aici se împrește în raion. Acest gest este deosebit și nu cred că în toate raioanele se realizează în acest fel în care noi o facem. Stimați prieteni, cu această ocazie, având onoarea de a purta cuvântul în calitate de primar a comunei Coșnița, vreau la fel, din numele tuturor primarilor, care de altfel ar avea posibilitatea să vină și ei aici, la microfon să spune câteva cuvinte, dar din numele autorităților locale vreau să vă doresc sărbători fericite, cei ai familiei să fie toți sănătoși, să întâmpinați Paștele fericiți împreună și ca minunea aceasta a lui Iisus Hristos demonstrată prin jertfa Lui și prin înălțare, prin înviere, să ne aduc aminte să fim mai credincioși, mai puternici, să avem puterea de a ierta și a face bine. Nu doar pentru noi înșine, dar pentru cei străini inclusiv. Încă o dată vă mulțumesc tuturor preoților, domnule președinte și tuturor dumneavoastră. Paște fericit! Mulțumesc! În cazul respectiv, permiteți-mi încă o dată să mulțumesc preoților, să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, stimați colegi, dragi prieteni, domnilor primari, dragi enoriași, pentru prezența dumneavoastră și pentru participare la această frumoasă tradiție.